Spectacolul de excepție din auditoriumul Iosef Schmidt, susținut de Harita Vitian, a reprezentat cu siguranță evenimentul de gală al lunii ianuarie. Jazzmanul Harita Vitian și alpiniștii Cosmin Andron și Claudiu Miu au oferit celor prezenți o adevărată lecție de viață pentru un trai normal al oricărei persoane cu dizabilități. Tinerii cățărători le-au vorbit sucevenilor despre depășirea propriilor limite, despre umanitate și performanță. Evenimentul a fost prezentat de membrii ASOC, filiala Suceava. Scopul întâlnirii e să escaladăm. Am să vă citesc o definiție din Dex. A escalada înseamnă a se cățăra pe un obstacol înalt pentru a trece pe partea cealaltă. Ne dorim să escaladăm prejudecățile noastre vis-a-vis de persoanele cu dizabilități, indiferența manifestată uneori față de persoanele cu dizabilități și acel pesimism care ne spune mai mult de atât nu se poate. Trecut printr-o perioadă grea, Claudiu Miu s-a destăinuit în fața spectatorilor prezenți în auditoriumul Iosef Schmidt. El a mărturisit că a ajuns în scurt timp de pe podiumul concursurilor de escaladare să fie țintuit la pat, incapabil să mai spere sau să mai creadă că ar mai putea vreodată să își urmeze visul. Am ajuns într-un final să chiar țintuit la pat. Am văzut ce înseamnă să nu te poți mișca, să ai nevoie de cineva care să te ajute să te poți mișca și perioada următoare a fost una dificilă, o perioadă aș putea spune neagră. Ajutorul fratelui